Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Scena. Sunt Călin Ciobotar și astăzi vă invit să participăm la o emisiune cu totul și cu totul specială, la care invitat este, și nu mă feresc să o spun, poate cel mai important actor din această parte a Europei noastre. Îi spunem bun venit lui Călin Chirilă. Bine ai venit. Bine te-am găsit. Ce mai faci? Pentru invitație. Ești rar așa la vedere, alergi, ba pe la universitate, ba pe la teatru, ba pe la film. Nu e cam mult agitați în viața unui artist? Nu. Mie îmi prinde bine agitația asta. E necesară agitația asta? Te inspiră, te hrănești din ea? Întotdeauna, da. Da. Dar n-ai și momente de... Am și momente când vine să plec pe dealuri. Dar în general mă simt bine când am treabă. În general, imaginea artistului contemporan, Călin, cum îți apare? Rămâne ferecat în acea boemie de altă dată sau din contra... Artistul e un tip foarte conectat la realitate, la ritmurile astea. Up to date. Dar sunt și unii care își permit acea boemie. Cum arată boemia azi? Habar n-am. Tu nu simți în boemia, să boemia, nu știu, să nu te ocupi de nimic. Nu? E un fel de viață de asta de sibarit, așa, să nu faci nimic decât ce-ți place și, în general, să nu te agiți prea tare. Dar atunci vorbim de politicieni în zona asta. Da, bine, nu mă interesează discuția despre politicieni. Uite, ți-ai lăsat mustața aia de ceva ani, care pentru unii poate să fie o marcă a boemiei lui Călin Chirilă, deși pentru alții probabil e evident că e o cerință dintr-o zonă de marketing, o reclamă și așa mai departe. Ce e cu mustața asta? E interesant asta. Desfidez de ani de zi. Marca boemiei. Nu. A fost o decizie luată împreună cu un regizor la care țin foarte mult, Alexandru Dabija, când am montat O noapte furtunoasă aici la Iași. Jupându-mi Mitrache, da? Un rol la care nu mă așteptam. O să ajungem și la rolul ăla. Și am decis împreună că ar merge o mustață. Ulterior am fost chemat la un casting, ulterior premiere, am fost chemat la un casting și mi-au spus că mustața e foarte bună și A trebuit să o țin sub nas. Acum te vedem cu mustața asta în fiecare personaj. Nu e un impediment cu mustața? Pentru mine nu. Poate pentru unii din public. Poate pentru unii regizori a fost la un moment dat. Dar de regulă încurcă sau avantajează o astfel de marcă fizionomică, să-i spunem? La un moment dat cred că poate să te încurce. Deci poți pierde anumite roluri. E posibil să te vedem și fără mustață? E posibil, da. Dar uite, când facem emisiunea asta, să vorbim despre mustața ta, Călin. Da. Hai să vorbim un pic despre perioada ta de formare, cea din Universitatea George Enescu, unde în 1998 ai terminat la clasa lui Sergiu Tudose și a Monicăi Bordeanu. Hai să evocăm un pic personalitatea lui Sergiu, un personaj care ne lipsește tuturor, trebuie să admitem chestiunea asta. Cum era ca profesor? Intransigent. Bine, s-a nimerit nu știu cum în cei 4 ani de facultate pe care i-am făcut. Domnul Sergiu să fie și foarte ocupat în același timp. Era un actor foarte jucat. Mult, da, juca foarte mult și fiind dedicat profesiei, după câte mi-am dat eu seama, deci am văzut. Ne întâlneam relativ rar. Și asta m-a obligat să încerc să lucrez mai mult singur, să fac pe cont propriu împreună cu ai mei colegi, evident. Și ulterior, ca el să vadă ce am lucrat. Era un tip intransigent, dar sufletist. Ca actor foarte greu de încadrat într-o tipologie anume. Un actor foarte special. Da. Tipologia lui Sergiu Tudose e perfectă pentru teatru. Era perfectă pentru teatru. Adică o multitudine de posibilități. Adică putea juca orice. Păi cam pe linia asta și tu te-ai dezvoltat. Mi-ar place să mă dezvolt în continuare. Dacă ne uităm pe lista ta de roluri, sunt uneori atât de diferite și atât de diverse, încât pare imposibil să fie acoperite de un singur actor. Mulțumesc. Am avut noroc din punctul ăsta de vedere. Trebuie să mărturisesc că am avut noroc și am fost și ajutat de unii colegi din Teatrul Național în această direcție. Bun, tu crezi în noroc sau crezi în norocul făcut prin muncă? Cred în norocul făcut prin muncă, dar există și acea
acea taină care se cheamă destinul, până la urmă. Sau talentul? Talentul trebuie lucrat. Ce înseamnă talent? E un dat al fiecăruia. E un dat. Uite, tu lucrezi și în, cu studenții. Simți talentul ăsta de la început sau unori poți să fii înșelat? Reprezintă în mare parte o sumă de abilități. Pe care le vezi la vedere? Ludice, în mare parte, pe care le simți la un student, evident. Le simți dintr-o discuție, le simți dintr-un mic exercițiu. În absența talentului poți să faci o carieră onorabilă, decentă, în artă? Nu știu. Decentă? Decentă în ce sens? În sensul, în sensul că mergi la serviciu și... Și nu strădezi în mod flagrant profesia, nu ești antiteatru, să spunem. E posibil, n-am întâlnit încă așa ceva. Pentru că eu am întâlnit frecvent actori care își fac treaba foarte posibil, sunt niște profesioniști ai meseriei lor, însă nu au acel ceva, acea taină pe care o explicitai tu adineori. E punctul tău de vedere. Evident. Dintr-o sală, de exemplu, cum e la Teatrul nostru Național, din 800 de locuri, sunt 800 de puncte de vedere. Așa și despre mine se poate spune liniștit că sunt, nu știu, slab, netalentat și așa mai departe. Care crezi tu că sunt aturile tale actorecești, Călin? Ce ai tu și nu au alții atât de mult cum ai tu? Nu m-am gândit, sincer, spun niciodată la lucrul ăsta. Pur și simplu am vrut să fac această profesie, mi-a plăcut foarte mult, îmi place foarte mult și cred că am evoluat până acum datorită celor din jurul meu. Datorită vieții în general, dar și al colegilor cu care am lucrat în teatru. Ești un om de echipă? Faci mereu referire la ceilalți, la modul în care te-au ajutat? Nu e cum altfel în profesia asta. De unul singur e mai greluț. Au mai fost cazuri. De unul singur e greu. E greu. Mă gândesc la Dionisie Vitcu, de exemplu, un mare actor, care n-a fost atât de atașat de ideea de echipă. El mereu a funcționat ca un lup singuratic. Ți se pare? Așa mi se pare. Ți-a spus el asta? Nu, așa am dedus privindu-i traseul. Echipă înseamnă și regizorul din sală. Nu? Cât de mult? Dacă te referi la maestru Dionisie Vitcu și la spectacolul Însemnările unui nebun, pe care nu l-am văzut, am văzut doar niște fotografii și am auzit foarte multe tot despre el. Am înțeles că era de unul singur acolo. Da. A făcut echipă cu un regizor. Și probabil, mă gândesc... El zice că nu a fost chiar o echipă. Înseamnă că a fost de unul singur și a fost un caz special, domnia sa fiind un actor special și o personalitate specială. Din câte am observat eu, prea puțin, din păcate, pentru mine. În sensul că n-am apucat să lucrez cu Dionisie Vitcu. Sunt actori din România pe care tu ți-i asumi ca model sau instituția asta a modelului funcționează într-un plan atât de intim încât nu poate fi pusă pe tapetă? Modele peste tot și la facultate am modele. Studenții mei pot deveni modele fără să-și dea seama. Zim 2-3 actori care te inspiră. În general, de-a lungul carierei care m-au inspirat? Din spațiul românesc m-ar interesa. Vezi, și chestia asta cu actorul care te inspiră e, la un moment dat, puțin nu ciudată, dar bizară. Mie mi-a plăcut foarte mult de Sergiu Nicolaescu. N-am putea spune că a fost cel mai bun actor, dar tot ce l-am văzut, tot ceea ce a făcut, m-a fascinat tot timpul, mi-a plăcut enorm. A fost un om al timpului său. Da, da, da. Dumnezeu să-l odihnească. Sergiu Tudose a fost un model pentru mine. Și ca profesor și ulterior ca actor la Teatrul Național. Colegii mei de la teatru, fără să-și dea seama, au fost modele pentru mine. Nu le-am spus tuturor. Toți, Călin? Hai că intrăm într-o zonă de asta, de encomiastic, așa. Eu am rezerve mari că, și nu dau nume acum, că X sau Y, care abia suntem să duc o tavă prin scenă, pot să-ți fie modele. Ai să râzi, dar e o chestie de nuanță aici. E o chestie de nuanță. Nu te crede nimeni. Ba da, trebuie să mă creadă. E o chestie de nuanță. Eu personal nu mă uit la un actor, într-un soi de total. Să de întreg. Secvențial, te uiți? Secvențial. Și e posibil ca și unul care spui tu care duce tava, deși nu prea sunt așa mulți la noi în instituție, cel puțin. Simbolic? E posibil să... Simbolic, vorbim. Ți se pare, da? Da, da, da. Nu sunt de acord cu tine. 65. Deci mulți secvențial.
e posibil să mă inspire doar prin felul în care intră în scenă, de exemplu, sau prin felul în care gesticulează la un moment dat, într-un moment al spectacolului. Cât deci nu am un actor pe care să-l urmăresc și să, da. Fie, să fie idolul meu. În schimb, mi-au plăcut actori de film, de exemplu, mult de tot. Jean Gabin mi-a plăcut extraordinar de mult. Alain Delon. Uh-huh. Evident, și partea americană, unde sunt tone de actori care îmi plac și mi-au plăcut. Știi, am citit de curând o carte, le spuneam și studenților mei și din generația asta care abia a venit și din cei care sunt la master acum. Am citit o carte, eram curios să văd și eu cum sunt tehnicile astea de a juca în fața camerei. Prea multă tehnică n-am întâlnit în cartea aia, în schimb foarte multe mărturii de pe platou de filmare al unor mari actori, imensi actori. Și la un moment dat o actriță foarte mare, Meryl Streep, cred că printre cele mai mari, top 3 mondial, spunea la final că la un moment dat toți furăm de undeva. Evident, n-a spus de unde fură o personalitate atât de imensă ca Meryl Streep. Sau le ții așa... Dacă îmi recunosc ce? Furturile în meserie. Pe un anumit rol, nu. În general... Sunt depuneri, probabil, nu da. Involuntare. Deci, am să reamintesc de Sergiu Tudose. L-am văzut într-un spectacol la Sala Studio, pare rău că nu mai țin minte, cu cărțile ascunse, parcă se chema... sau poate altceva, nu mai țin minte exact, unde am fost copleșit de interpretarea lui. Copleșit. Și de un actor care, din nou, ne-a părăsit, Dumnezeu să o odihnească, Florin Mircea, într-un spectacol minunat, l-am văzut, cred că, de peste 10 ori, Anecdote Provinciale, în regia domnului Ion Sabdaru. Și acolo Florin Mircea și ceilalți colegi erau impecabili, dar Florin Mircea, în mod deosebit, m-a inspirat. Da, l-am evocat pe Florin Mircea data trecută cu Claudiu Goga, cu regizorul. Da? Ultimul spectacol în care l-am văzut eu jucând pe Nea Florin a fost Rinocerii, dacă ți-l amintești. Rinocerii, da. Claudiu Goga. Dar zi-mi o chestie, Călin, când totdeauna m-am întrebat în legătură cu asta, cât de multe tehnică actoricească și cât de multe nu știu, talent pur în evoluția unui actor. Pentru că, uite, apropo de ce ai spus tu cu acele cărți în care nu afli detalii despre tehnică, ci despre relațiile din povește în fața camerei și așa de mai departe. De multe ori afli mai mult decât... Am citit și eu cu maxim interes teatrologic Anthony Quinn, cartea aia despre el, Charlie Chaplin. N-am nicio satisfacție teatrologică. Am doar satisfacția unui cititor de povești, să spunem. Da, dar printre cuvinte poți să-ți dai seama de niște lucruri. De exemplu, te-ai referit la Anthony Quinn. Da. Cred că am scris despre asta într-o dizertație la facultate la un moment dat. Într-un interviu spunea, când a lucrat pentru rolul Cocoșatul de la Notre Dame, spunea că s-a concentrat atât de mult pe acel rol încât simțea că îi crește cocoașă. Cam de aici pleacă talentul, din punctul meu de vedere. Da, frumos. Cam de aici pleacă talentul. Și tehnica? Ce înseamnă? Tehnica ți-o însușești pe parcurs, furând de la alții. Cu ce bagaj de tehnică ieși dintr-o școală de teatru și cât câștigi pe după aia de la oamenii cu care intri în contact? Cu ce bagaj de tehnică ieși de la o facultate de teatru? Da. Eu zic că un larg bagaj de tehnică. Și după aia ți-l rafinezi? După aia ți-l încerci să ți-l rafinezi, cum spui tu, mai departe. Bun. Aici intervin foarte mult, intervin experiențele de viață, memoria afectivă, lecturile, interesul pentru această profesie din toate unghiurile. E vreodată posibile. Terminat capitolul ăsta al tehnicii sau mereu mai loc de o rafinare superioară, de un nou câștig? Evident, în funcție de rol. Îți dictează anumite roluri noi tehnici? Întotdeauna. Pe atunci o profesie cu totul și cu totul infinită asta. Da. Este o profesie infinită, relativă, cum vrei. Important este să poți, să vrei, să ai momentele bune, să te inspire foarte tare ceea ce lucrezi și cei din jurul tău, ca să poți să nu te repeți foarte mult. Hai să vorbim despre cum repetă Călin Chirilă. Ai anumite metode pe care le folosești de fiecare dată sau
cumva te adaptezi regizorului, te adaptezi personajului? Niște mici metode am, dar nu pot să le spun. Dar în general mă adaptez. Citesc textul de foarte multe ori și încerc să mă adaptez. Chestia asta cu cititul textului, la un moment dat, pe mine mă duce la, cum să spun, încep să-mi fac propriile, să-mi construiesc propriile imagini de mișcare în scenă, de relație cu partenerii și nu se pupă întotdeauna. E posibil să, nu se pupă să fie cu... anulate pe parcurs. Da, 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 da. Și am învățat că e cel mai ok pentru mine să încerc să mă adaptez în funcție de ce spune regizorul chiar de la prima întâlnire. E posibil să nu empatizezi cu un personaj, cu un rol și să fie nevoie de un efort suplimentar al actorului de a rezolva relația asta într-un fel sau altul? E foarte posibil să nu empatizezi cu un personaj. Adică să citești lista pusă de regizor după ce a făcut distribuția și să spui, frate, ce caut eu aici? Da, mie mi s-a întâmplat lucrul ăsta la O noapte furtunoasă. De ce nu te simțeai compatibil cu Jupând Dumitrache? Era chestie de vârstă? Da, era o chestie de vârstă. Aveai sub 40 atunci. Acum... Cred că 40. Acum nu mai țin minte exact. Da, sub 40 atunci. Da, n-am empatizat de la început cu personajul Jupând Dumitrache. Nu... E interesant să faci compoziție de vârstă, dar în acel context creat de Alexandru Dabija, nu era vorba deloc de vârstă a personajului, din potrivă, erau alte caracteristici pe care a vrut să le pe care a vrut ca eu să le scot. Deci până la urmă n-ai făcut atât de multă compoziție fizică în rolul ăla? Nu. Deloc. Păi și ce ai făcut? Am adus din punctul meu de vedere personajul Jupând Dumitrache la vârsta mea. Și la ceea ce... Nu la felul în care văd eu viața, la care... la experiențele mele personale. Nu a afectat relațiile lui Jupând Dumitrache cu celelalte personaje? Nu, din cum am lucrat cu Alexandru Dabija, absolut deloc. Cum e Sandu Dabija? Extraordinar. Toți actorii iubesc... Și eu. Și iubesc repetițiile. Da, da, e extraordinar. E un tip... Bine, toți regizorii sunt citiți... Iar faci diplomații de-astea? Nu, e un adevăr, e un adevăr. Erai mai, se erai impune mai, ca un regizor. Erai mai radical pe vremuri. Acum era mai tânăr și mai prost. Parcă ești ambasadorul României în... Serios? Continentul teatrului. Nu, dar toți regizorii au acest bagaj cultural. N-au toți. Hai să fim reali. Cei cu care am lucrat eu au acest bagaj cultural. Nu sunt analfabet, de-a drept. N-ai ce să schimb 10 minute, n-ai ce să vorbești cu ei. Nu am întâlnit genul ăsta de regizor în ce am lucrat eu. O șansă uriașă. Doamne ajută în continuare, tot la fel. Bun, hai să trecem un pic printre rolurile, mă rog, o parte din rolurile, că deja ai o listă foarte, foarte mare de personaje făcute în toți anii ăștia. Aș începe cu Pădurea lui Ostrovski din 2006. A fost și momentul în care Teatrul Național s-a închis, clădirea a intrat în reparații, v-ați mutat. A avut o viață foarte scurtă acest spectacol Pădurea. Dar erai foarte vizibil în spectacolul ăla. Mulțumesc. Cum ți-l amintești? Mă scuzi. Mă emoționează puțin. Știu că... Tu chiar ești sensibil, Călin. Orice om. Regizorul știu că am înțeles că a plecat dintre noi, dar știu. M-a marcat foarte mult spectacolul. Poate, dar nu greșesc când spun că eu așa-l percep ca pe un moment de cotitură în cariera ta. Un moment în care tu ai devenit altfel. Și faptul că, uite, ți-am provocat reacția asta, înseamnă că undeva în adâncul tău o admiți chestia asta. Da. Da. Știi, a fost un moment al vieții mele în care mă scuze. Lucrul la spectacol a fost și într-o perioadă când cred că trebuie să facem o pauză. Ok, facem o pauză. Thank you.
Călin, am revenit după o scurtă pauză impusă de un moment emoțional foarte profund și foarte puternic. Putem continua? Sigur. Rămăsesem la pădurea, asociez acel moment unui episod din viața ta care te sensibilizează extrem. Da, a fost un episod, un eveniment super plăcut. Nu doar din cauza asta m-am emoționat și îmi cer scuze. Urma să se nască copilul meu atunci. Foarte frumos. Dar spune-mi, Călin, emoțiile astea sunt necesare în artă? Adică tu, fără sensibilitatea asta pe care, uite, ți-au apărut lacrimi în ochi pe parcursul câteva secunde, tu ai mai putea fi acela mare actor Călin Chirilă fără sensibilitatea asta? Nu cred. Că stau și mă întreb, apropo de... M-am gândit, să știi că m-am gândit la ce ai spus și tehnica. M-am gândit la ce ai spus tu și nu cred că aș putea să... mai fac profesiunea asta, să mai urmez profesiunea asta dacă n-aș simți pentru fiecare din roluri ceva. Vezi, dacă n-aș da ceva din mine. Poate la asta se rezume esența acestei arte, la sensibilitate. Și la modul în care îți pliezi sensibilitatea pe sensibilitatea personajelor pe care le... Sigur, pe teatru e o artă vie, e omul. Da. Hai să trecem la Uriașii Munților. În 2009 era prima oară când colaborai cu marele, inegalabilul regizor Silviu Purcăretea. Da. Cum ecunea Silviu, cum se spune în lumea teatrului, de către unii? Îmi place foarte mult stilul domniei sale. E un stil foarte care... spectacolele lui și modul în care discută cu actorii. El e într-o zonă de teatru, cum să-i spun eu, teatru magic. Și că există și literatură. Realismul magic. Nu numai 100% american. În zona asta de realism magic. Mm-hmm. Mi-e place foarte mult zona asta. Mă simt extraordinar de bine în zona asta. Nu mă plictisesc în zona asta. Deschiderea bruște, neașteptate, da, spre da, fantastic. Da, sunt mare fan al acestei zone și pe teatru și pe film. Și... ca în Cafeneaua. Când totul decurge și în Cafeneaua, da. Și deodată apare în acel secol 17-18 exact, da. Apare Nea Petrică, ciubătarul da. Cu aparatul fotografiat. Da, turist da, și da, mai departe. Da, da. A fost o experiență deosebită pentru mine, Uriașii Munților. E genul de regizor care exploatează în sens creativ actorul, să spunem. Da, îi dă de muncă. El dă niște teme largi de improvizație, de gândire, de sensibilitate. E de preferat acest regizor, celuilalt tip de regizor care vine cu temele milimetric făcute și pentru mine, da. Pentru alții e un disconfort, probabil. Nu știu. N-am discutat niciodată. Adică am avut discuții cu anumiți colegi despre stilul lui Purcărete, despre stilul XYZ. Și într-adevăr e diferit. La maestrul Purcărete e diferit complet. De-aia e și acolo unde e. Ai mai lucrat cu Silviu Purcărete în Colivia peste ani? Colivia nu, Colivia este montată în, de scuze-mă, Cafeneaua. Și într-un Eugen Labiș în Pădărea Florentină. Experiențe importante în care realmente ai avut, cel puțin în Cafeneaua, îmi amintesc că ai avut un rol excepțional, un rol în care te-am regăsit inedit, din punctul meu de vedere, o dimensiune demonică de toată frumusețea. Da, mulțumesc. Dar dezvolt un pic. E foarte greu să vorbesc despre mine. Nu obișnuiesc să vorbesc despre mine. Diavolul ăla, pe care ulterior am văzut ecouri din diavolul ăla în Goldberg Show, în spectacolul lui Măniuțiu. Cumva se întâlneau cei doi diavole lui Călin Chirilă. Cumva și... da, dar nu se mănau. Mai aveau unele reflecții așa. Ți s-a părut, da? Da. Mie nu. Deci despre cei care era întrebarea. Cum să... Cum e să joci demonicul? Păi tot la o sensibilitate anume apelezi. Și la acea latură, nu știu cum să-i spun, ascunsă a fiecare dintre noi. Dar în cazul Cafenele, acel demonic e la un nivel mai distractiv. La un nivel mai goldonian. Exact, ludic. E un puțin mai ludic, așa. Un diavol vesel. Da, un diavol vesel. În comparație cu ce a fost la... Goldberg. Din punctul meu de vedere. Uh-huh. Personajul Mr. J din Goldberg Show. Cumva ți-ai făcut încălzirea în... Cumva a fost o Cafeneaua. Încălzire. Cumva a fost o încălzire. Cumva, da. Hai să, dacă tot l-am pomenit de Goldberg Show, hai să vorbim despre Măniuțiu un pic. Oh. Foarte diferit Măniuțiu de Purcărete, nu? Ca da, regizor. Da, e foarte diferit. De fapt,
sincer să fiu, cred că Mihai Măniuțiu e într-un fel așa, nu știu, lăuntric, dacă vrei, mult mai pe stilul meu, pe felul meu de a fi. E Mihai Măniuțiu, ca regizor, e un tip vulcanic. Chiar dacă stă într-un scaun și îl doare puțin spatele și îi simt această energie a lui, e o energie... E și o energie poetică la... Poetică, la uite, acum lucrez chiar la facultate ceva, poeme ale lui Mihai Măniuțiu. Da, plus, uite, apropo de discuția noastră anterioară, Mihai Măniuțiu e în acea categorie a regizorului cult pe bune. Da, regizorul citit, regizorul care scrie, regizorul care gândește profund, și regizorul filozof. Se simte foarte tare lucrul ăsta în repetiție, adică eu așa l-am perceput și la Goldberg Show și la Macbeth. Și la Macbeth, da. Mi-a plăcut, m-am simțit extraordinar de bine spectacolul respectiv. Da, acel spectacol căruia Doru Afanasiu îi datorează foarte mult din punctul meu de vedere. A făcut un rol foarte bun, Doru. Da. De fapt, toți colegii au fost... Mi s-a părut că ne-am simțit foarte bine. Și țin minte, la fel cum vorbeam de surpriza distribuției tale în Jupân, tot așa, țin minte cât de surprins eram când l-am văzut pe Doro distribuit în Macbeth. În Macbeth. Da. E un personaj pe care mulți actori cred că și-l doresc. Acolo e și povestea aia cu ghinionul celui care joacă în Macbeth. Sunt mai multe... Hai să râzi, dar ni s-a întâmplat ceva. Mie mi s-a întâmplat la repetiții. Sau într-un spectacol mai. Și Doru Afanasiu a dat divorț. Serios? Deci la el n-am știut. Serios? Da. Ei, eu m-am accidentat urât de tot la spate din cauza lui Doru. Bine, indicația regizorală aia că trebuia să-mi sară în brațe. Vreau să ne întâlnim ca niște buni prieteni și camarazi de avea luptă. Avea și niște kilograme mai puțin. La data respectivă avea kilograme. Avea osatură. Bun. Și s-a întâmplat, da. Hai să vorbim un pic despre cele două spectacole, cred, cu un regea lui Hagi Culea. Da. Zeul Măcelului și Trei Surori. Zeul Măcelului e un spectacol... Și Colivia. Și Colivia, deci trei. Da. Zeul Măcelului e un spectacol care mie mi s-a părut foarte bine făcut, da, geometric, bine. Da. Cu tensiunile foarte bine reglate. Da, ne-a ajutat extraordinar de mult domnul Cristian Hagi Culea. Mie mi s-a părut inițial textul îngrozitor de stufos și am zis că nu, e prea mult, nu știu ce să fac aici. E un text foarte actual și foarte la modă, îl văd montat frecvent. Da, el ajută, genul ăsta de text, cred eu că ajută foarte mult actorul. Mm-hmm. Foarte mult, cu condiția ca și regizorul să fie un tip inteligent și cu talent. Da. Ceea ce domnul Cristian Hagicule este. Ai deja un A, nu? Un A? Un A, ai deja gradația, nu trebuie să mai spunem că directorul este genial. A, nu de asta am spus-o. Mi s-a părut că tot ce am lucrat pe stufoșenia aia de text, ți-am spus, am avut senzația că nu o să pot să fac, nu o să pot să duc, nu o să pot să termin rolul ăla. Mi s-a părut extraordinar de mult și el ne-a ajutat pe mine, m-a ajutat extraordinar de mult. Pe Trei Surori n-a fost totuși un mega succes spectacolului lui Cristi Hagi Culea. La ce te referi când spui mega succes? La faptul că, uite, te-a ajutat cu Zeul Măcelului, că stufoșenia aia, că nu știu ce, dar în Ceov a fost un fel de împotmolire acolo. N-a fost un spectacol cu care îți dați lovitura, cu care să câștigați premii, cu care să-l circulați prin toată țara. Asta cu premiile și cu circulatul, să știi că ține de niște nuanțe. S-a jucat. Și de fiecare când l-am jucat, era cu sală plină. Sub 10 reprezentații au fost. Da, nu mi-aduc aminte. Spectacolul ăsta. Nu mi-aduc aminte. Făceai acolo cu Culeghin. Culeghin, da. Unul din marginalii lumilor cehoviene. Culeghin care a și rămas cu mustața, nu s-a mai bărberit, cum spune piesa. Aveai mustață pe atunci, nu? Aveai deja mustață. Da, bineînțeles, da. Cum e în Cehov? Ce provocări are... Pentru mine? Da. Scritura cehoviană. Îți spun sincer, eu îl prefer pe Cehov în povestiri și novele. De asemenea, îl prefer pe Cehov în lucru cu studenții, dacă lucrăm Cehov. Și la lectură. Prefer, sau dacă îl văd în alte spectacole. Nu prea mă simt la locul meu în Cehov. Îl prefer pe Shakespeare, că totdeauna se întotdeauna face analogia întotdeauna, asta. Întotdeauna. Nu... Nu-l simți încă. De simțit, simt cât poți să simți. Poți să simți Cehov, simți până mori. Dar e într-un fel pentru mine cam lent. Sunt tempourile alea... Da, pentru mine, ca actor. E puțin cam lent. Însă la lectură îmi place foarte mult.
ți-am spus să-l văd în alte spectacole, în alte interpretări, îmi place foarte mult. Bun, acum am văzut și mă întorc eu foarte alert, adică regizori care tocmai cu lentorele astea se răfuiau și atunci imprimau niște ritmuri. Da. Dar îl trădau cumva pe Cehov. Îl trădau. Se simțea o trădare acolo. Deși spectacolul domnului Hagicule era destul de alert. Era destul de alert. Era. Și-a dat și lui seama că totuși... El a plecat de la niște idei valide, l-a construit anotimpic, erau acolo niște... Eu m-am simțit foarte bine. Niște imagini rezonabile, numai că nu se închega întregul, nu treceau rampa unele secvențe. E posibil, la un moment dat, mi s-a părut că e posibil că să fi lucrat prea puțin timp la el, să fi lucrat pe bune. Uh-huh. Nu știu, a fost... Apropo, hai să vorbim un pic, facem o paranteză, perioada optimă de repetiții la un spectacol dificil, să spunem, de dificultate ridicată, un Shakespeare, un Chekhov, care ar fi? Din momentul în care se trece la mișcare, pentru mine ar fi cam 3 luni. 3 luni? Da. E un lux? 3 luni lucrate, nu 3 luni în care mai... Plecăm în festivale, mai... festivaluri sau 3 luni în care nu putem repeta, nu, 3 luni pline. 3 luni pline, da. Pe orice text. E un lux ăsta în ziua de azi, Călin, sau e posibil? Este foarte posibil, nu știu de ce nu se mai întâmplă. Ultima oară când ai repetat? 2-3 luni, să spunem. Nu mai aduc aminte. Vezi? Despre asta vorbim. Da, și asta am și spus. 3 luni ar fi pentru mine ca actor un timp optim. Știi care, din punctul meu de vedere, din ce am observat până acum, principala consecință a acestui timp redus de lucru la spectacole e că spectacole nu au o structură puternică. Adică ceea ce se vede din sală. Se rodează foarte repede. Mă refer la structura de rezistență a spectacolului. Da. Acolo e o problemă. Și de-aia când îl joci într-o deplasare, de exemplu, automat cum au mai fost spectacole duse în FNT și care au fost mari eșecuri. Da? Pentru că nu la asta mă refer. De exemplu, Claudiu Goga repetă 2 luni un spectacol, 2 luni și da, el, Acasă asta... în miezul verii e un spectacol cu rezistență. Vorbeam chiar cu el despre... E unul din ultimii regizori care trag de timp în modul ăsta. Și face foarte bine. Face foarte bine. Lucrează cu actorul într-un... Lucrează cu actorul, dar actorul e important să aibă niște timp, chiar, cum să spun, în care nu trebuie să fii concentrat 100%. Trebuie să se așeze ceva, să se așeze partitura, să se așeze relațiile, decorul, luminile. Sunt niște gânduri care vin, nu poți să faci așa într-o lună de zile, hop, spectacol. Tu de regulă în ce fază a repetițiilor ai percepția clară a personajului și simți că ești pe linie, pe șine. Cam în generale. În generale. În ultimele... Deci foarte târziu. Da, foarte târziu. Atunci ai certitudini. Atunci, da, câteva certitudini. Te vezi din scenă sau ai mereu nevoie de feedback-ul exterior pentru a ști ce ai făcut? Dacă mă văd, da. De obicei mă străduiesc să îmi dau seama cam cum s-ar vedea, cam ce fel. Ai conștiința valorii a ceea ce ai făcut? Sau, conștiința valorii? Da. Niciodată n-am avut conștiința valorii. Niciodată. Ați grav, domnul Chirila. Nu, n-am conștiința valorii mele ca și actor. Și conștiința valorii vine dacă primești aplauze la final. Ăsta e barometrul succesului? Publicul este barometrul succesului. Nu? Nu știu, mie mi se pare că publicul a încetat să mai fie un evaluator foarte precis al succesului. Spun eu, este un evaluator extrem de precis. Nu vezi, la orice spectacol se ridică în picioare, lumea aplaudă. Dar nu e obligatoriu să se ridice în picioare, poți să simți din aplauze. Sunt nuanțe ale aplauzului, e un limbaj. Sunt energii care se transmit din sală. E un limbaj pe care voi îl decodificați, da, într-o formă sau da, altă. Da, da, da. Plus prezența la ulterioarele reprezentații. Reclama asta din gură în gură merge, da, și a mers, este sfântă. Asta e sfântă. Este sfântă, dar trebuie ajutată masiv. Care e cel mai longeviv spectacol în care joci la ora asta? O scrisoare pierdută și Colivia. Varianta Cornișteană, nu? Scrisoarea pierdută. Da. Și Colivia. Și Colivia. Da. Da. Asta
peste două, sunt cele mai lungi vii. Bun, în 2012, întâlnire cu Vlad Masaci în Edmond. Da, un da. Spectacol unde eu am avut sentimentul că ți s-a plăcut foarte mult. Extraordinar. Experiența. Și lucrul cu Vlad Masaci mi-a plăcut foarte mult. Cum ai lucrat? Ce are Vlad Masaci particular? Lucrează și el cu actorul, nu? E și el din categoria mi se pare celor. Că e, da, 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 lucrează. E foarte sensibil Vlad Masaci și mi s-a părut că tot ceea ce a cerut de la mine a fost în zona asta de... Foraj adică emoțional. Simțit, da, foraj emoțional. Nu ne-a plăcut foarte mult textul. Din nefericire, spectacolul nu a prins la public foarte bine. Vezi? Deci e un barometru. Nu a prins la Iași. Stau și mă gândesc acum dacă ar fi fost făcut în altă parte, Iași fiind oraș conservator, s-a spus, s-a tot spus, tot ce e forțare de limbaj, tot ce e excentricitate, cumva... Pentru că sunt prea puține de genul ăsta. Și nu e creat un trend, nu? Nu e creat o obișnuință, un obicei de a vedea la sala mare spectacole comme il faut, la... Teatru Cub, spectacole, comme il faut, uzină, studio și mai departe. Trebuie un rulaj, trebuie să existe un rulaj. Categorie. De regizori cu stilurile lor pe spațiile respective. Acum e nasol. Nu că s-au tăiat bugetele și nu prea mai vin. Nu că laudă pe Cristian Gicula, dar în timp el a încercat să dea o pâine, între ghilimele, și tinerilor regizori, mă rog, studenți de domniei sale de prin București, asta e altă discuție, nu intrăm așa, dar ceva n-a funcționat, nu s-a constituit ca un început de drum pentru niște direcții foarte solide viitoare. A fost cumva accidental genul ăsta de experiment teatral de... Nu știu care sunt motivele pentru care tu simți lucrul ăsta. Cert este că din momentul ce a venit domnul Cristian Hagicurea la direcțiunea teatrului, au început brusc să vină regizori. Asta nu neagă nimeni. Din punctul meu de vedere, din momentul ăla teatrul a început să crească mai mult, mai mult. Consider că o bună parte din actori printre care mă număr sau profesionalizat, mai cum trebuie, și aștept zile mai frumoase din punct de vedere al bugetelor pentru producții. Se pare că trebuie să mai aștepți, pentru că din ce vorbesc managerii de teatru din România, situația e mai problematică decât a fost în 2008. Sper să nu fie decât problematică, să nu fie perversă. Se va reveni la actor, Călin. În condițiile, în condițiile în care nu vor mai fi bani de mari scenografi, de mari regii și așa mai departe. Da, numai că aici există un pericol. Vezi, noi în momentul ăsta, pe final de 2019, pe început de 2020, în mod cert, suntem la concurență cu televiziunea, cu informațiile artistice care vin dinspre televiziune, da? Deci vorbim de seriale, filme, felul în care sunt făcute, explozia de actori, decoruri, absolut tot ce înseamnă și ar putea să însemne și teatru, nu? Și teatru e în pericol. Și teatru, din punctul meu de vedere, e într-un oarecare pericol. Adică e posibil să nu există această negare din partea unui segment al publicului, în sensul că, domnule, m-am plictisit să vin să văd o masă, un scaun, un pat și o lună. Vreau să mă dai pe spate, știi? Și datul ăsta pe spate vine de la un regizor cu o concepție, de la un decor a la Dragoș Buhagiar, dacă îi să dăm un exemplu. Nu. Dar nu poți să ai la fiecare spectacol pe Dragoș Buhagiar. Nu, doar un exemplu, mai sunt și alții. Da. Sunt și alții. Este o domnișoară cu care am lucrat la un spectacol, Moscu, parcă o cheamă. Irina Moscu. Da, am înțeles că e... Și am și văzut niște fotografii din scenografiile ei, sunt extraordinare. Se poate face teatru fără bani, Călin? Se poate face teatru fără pentru bani. Pentru că sunt foarte mulți creatori de teatru care susțin că nu se mai poate face teatru fără bani, pentru că nu mai poți face teatru fără tehnologie, nu mai poți face fără colaboratori externi, fiecare specializat pe bucățica lui. Am spus, se poate face teatru fără bani, dar nu se mai vede. Gândește-te la Goldberg fără coreografie, de exemplu. Fără? Fără coreografie. Coreografia fără. Făcută de Andreea. Da, de Andreea. Automat se pierdea ceva, deci dai o cheltuială suplimentară. Nu cred că teatrul a cheltuit chiar așa de mult cu... În general vorbind. Am impresia că maestru Măniuțu a vrut mai mult și a dorit mai mult din punct de vedere al...
ansamblului scenografic, coreografic. Nu au existat posibilități. Însă ceea ce și-a dorit, a obținut. Ce tip de relație ai tu cu tehnologia, Călin? Te ajută sau te încurcă? Ca actor? Nu am apucat încă în prea multă tehnologie în spectacole. Ai fost cumva ferit, într-adevăr, dacă stau să mă gândesc la spectacole. Astea au toate o patină clasică, așa, abordării. Da. Nu ești pus în plac situația spectacolele de a construi relații cu holograme sau cu... Mi-ar place să fac parte din proiecte de genul ăsta. Uite, există în Iași, da, Frim se joacă, se joacă foarte frumos. Mi-ai jucat la Frim, nu? Până acum. Încă nu, sper să apuc ziua respectivă. Am avut un moment când trebuia să intru într-un proiect al lui și s-a întâmplat să îi spun că nu pot. Pur și simplu era o chestiune și pentru mine, ca și pentru el, acel proiect era o chestiune foarte importantă și i-am explicat că nu pot fi în acel proiect. Și am senzația că s-a cam supărat pe mine, îmi pare rău, îmi cer scuze, sper să revină la gânduri mai... Vezi că se uită Frim la emisiunile astea. Îl salut, te salut, domnule. Okay, sper să revină la gânduri mai pozitive în ce mă privește, dacă o să aibă nevoie de moaca mea în spectacol. Avem mai puțin de 10 minute, Călin, la dispoziție. Acasă, în miezul verii, Claudiu Goga, practic, dădea lovitura cu acest spectacol, da, în da. 2014. Da, da, da. Am avut un rol mai mic în acest spectacol. Acolo era un rol important, totuși, prin coloratură, prin tipul de... Da, da, da. Am lucrat foarte frumos la acest spectacol cu Claudiu și cu colegii. În general, echipa a funcționat foarte bine. A funcționat, funcționat foarte frumos, bine, da. Și datorită textului, evident, care este... Este aproape perfect, dacă nu chiar perfect. E un text perfect pentru regizor, pentru actor. E o variantă americană a Cehovianului Trei Surori. Asta. Și o variantă mult mai updatată. Mai... Da, da, într-un fel da. Da, ai dreptate, ai dreptate. Într-un fel da. Și Goga, el însuși e un regizor care știe ce să facă cu un text de amploarea asta și de... Da, păi s-a văzut. S-a văzut în Acasă în miezul verii, că e un tip talentat și inteligent. Și... În prezent, Titus Andronicus l-ai avut recent, nu? Da. Ce faci acolo? Bine, mulțumesc. Împăratul Romei, Saturninus. Și cum e? Mustăcios. Cum este să fii împăratul Romei? Clar. E mustăcios împăratul Romei. Am avut o experiență plăcută cu regizorul Charles Müller sau Charles Müller. E venit pe o filieră pulcăretiană. Am auzit, da, că a fost recomandat domnul Hagicule. Mare creator de teatru, nu mai vin ei așa, își creează filiale ale propriei personalități. Cred că așa a fost întotdeauna. Mare creator de teatru trebuie invitați, trebuie chemați, trebuie să vezi dacă nu cumva au agenda plină pe următorii 3 ani. Nu vine ei așa să... Hai să vorbim despre film, Călin. Despre film? Da. Ai avut câteva colaborări cu zona aceasta a filmului. Nu atât de multe pe cât... Foarte puține. Da. Dar unde ai fost, ai lăsat o impresie foarte ok, nu? Mulțumesc. Sper. Foarte puțin. Nu am film extraordinar de puțin. Mai mult televiziune. E vorba de serialul de pe... Putem să spunem? Da, sigur. De pe HBO, Hackerville. Uh-huh. Sper să existe și un sezon 2, deși mă îndoiesc. A avut critici rezervate sezonul 1. Da, am zis că am mers mai prost în spațiu, în arealul românesc, dar a mers foarte bine dincolo. Poate pentru că intră pe o zonă captivată deja de producția americană și e foarte greu să te compari cu ei la capitolul ăsta. Nu foarte greu, imposibil. Iar film artistic... Nu prea am, nu, foarte puțin, pe aici, pe acolo și acum mult timp. Acolo? Am avut ocazia la domnul Cristian Mungiu să joc în 2 producții, în Amintiri din epoca de aur și în După dealuri. Făceai un rol foarte exotic, așa, în... În Amintiri din epoca de aur, da. Mi-a plăcut și mie experiența. Dar a fost debutul tău, am impresia, nu? În debut, da. Bun, pe ultima parte a emisiunii vreau să vorbim de pedagogul Călin Chirilă. Știu că studenții țin foarte mult la tine, te admiră, se laudă cu faptul că l-au profesor pe Călin Chirilă. Serios? Da. Cât de pedagogie ascuns tu în felul tău de a gândi arta? Câtă pedagogie ascund? Nu știu, îmi dau seama că, uite, acum sunt la...
patra generație de studenți. A patra? Da, am început a patra generație și îmi place foarte mult. Îmi place foarte mult să lucrez cu studenții. Deci cred că am în mine acest talent, să spunem, de pedagog. Îți e necesară experiența? Îmi place, am avut examene foarte bune, zic eu. Uh-huh. Și da, mă ajută foarte mult experiența. Îmi place să aflu care e modul de a gândi al unui student de 19-20 de ani. Iei pulsul prezentului, da, în felul ăsta. Da, da, da. Și sunt și niște energii foarte bune. Și multe. Revin spre tine. De ce mai dau copiii la teatru, Călin? Într-o lume care e foarte pragmatică, apropo de discuția noastră. De asta dau la teatru. Pentru că e o lume mult prea pragmatică, mult prea strictă, mult, totul e foarte actual, foarte acum și poate că dau pentru a se aceasta... salva? Poftim? Pentru a se salva de... Da, într-un fel să evadeze din acest cotidian. Asta presupune o maturitate pentru... Deci nu neapărat. Din acest motiv am dat și eu la teatru. Nu neapărat. Și eu am dat la teatru cam din același motiv. Dacă n-ai fi dat la teatru, ce ai făcut? E, aici eu. Dacă n-aș fi dat la teatru, aș fi făcut conservatorul de muzică. Ai inclinații? Eu am vrut inițial să fac percuție. Cânți la vreun instrument? Da, la tobe. N-am avut și o trupă de... Am avut o trupă, chiar două trupe. Am avut o trupă de rock și o trupă de hip-hop, cu amestec de pop și rock. Făceai și vocal sau doar zonă? Nu, doar tobe, doar tobe. Ar fi interesantă imaginea asta. Și am vrut să mă duc pe această direcție foarte, foarte mult. Foarte... Să nu au existat posibilități, trebuia să... Ca să înveți note, trebuie un instrument, să repeți, un piano, o pianină, o chestie de genul ăsta. Și nu au fost aceste posibilități, nici financiare, pentru pregătiri. Și ca atare am rămas așa, într-o zonă de așteptare, știi? Și într-o zi cineva mi-a bătut la ușă, e vorba de un actor, și mi-a spus, nu vrei să te pregătești pentru teatru? Am zis că vrei să faci conservator. Mi-a spus, eu vreau să fac muzică. Hai să încerci, cine știe, poate să leagă. Și am ajuns la un fost actor al Teatrului Național, pe care îl simpatizez foarte mult, e vorba de Liviu Manoliu, care m-a pregătit și am intrat. Și muzica mai practic, adică... În gând. Și în rolurile pe care le fac. Da, pe ai care bateria acasă, construiesc. Ai instrumentul. Am avut la un moment dat, nu am cum să țin la, acasă un set de tobe, pentru că e imposibil. Am avut un set de tobe pe care la un moment dat l-am adus la teatru. Cred că a fost nevoie de el într-un spectacol, nu mai țin de exact, și ulterior nu mai există. Hai, pe ultima secvență a emisiunii, Călin, să vorbim un pic despre critica de teatru, relația ta cu criticii de teatru. Da, te rog. Te rog. Nu am nicio problemă cu critica de teatru. Ce aștepți de la un critic de teatru? Aștept să-și vadă de treabă. Să-și vadă naibii de treabă. Să-și vadă naibii de... Nu. Din când în când mai citesc din spectacolele în care sunt. Mai citesc. Dar în general... Dar în general mă deranjează. În general nu ești criticat. Că... Serios? Ai citit tu cronici proaste la adresa ta? Am mai fost la un moment dat. Dar nu e vorba numai de mine, e vorba de spectacolul în care joc, pentru că nu ești singur. Te interesează și spectacolul, doar ce se scrie despre tine. Păi nu e firesc să te intereseze, faci parte dintr-un întreg. Ai o formă de altruism, așa, pe care nu mi-o explic. În ultima perioadă ceva s-a întâmplat cu tine. Mereu invoci, întotdeauna o formă de altruism. Mereu invoci echipa, invoci pe ceilalți, întregul. Păi, ăsta e adevărul. Ți-am mai spus, de unul singur nu poți să faci nimic în viața asta. Ce poți să faci de unul singur? Cum ai ajuns la înțelepciunea asta? Și eu, pas cu pas. Nu am hrănit-o. Pur și simplu. Așa am devenit. Pe termen lung ce-ți propui, Călin? Mi-aș propune să fac mai mult film. Dar îmi doresc foarte mult să-mi încep un proiect, hai să spunem personal, deși cu niște oameni, la una din sălile Teatrului Național, bănuiesc la Uzină. Un proiect teatral? Un proiect teatral, da. Și
sper la un moment dat să mă decid să înaintez direct cine e această propunere. Intri și în zona regiei? Te tentează zona asta sau o regie colectivă? A început să-mi cam placă. A început să-ți placă? Ușor, vag. Am început să am idei. Ți-ai făcut și mâna cu studenții? Adică da, probabil că din cauza asta a început să mă atragă zona asta. Din cauza lucrurilor cu studenții, în mare parte toate examenele mele le-am conceput ca un fel de mini-spectacol. Tacole, dacă vrei. Mini. Da, da, da. Închegate. Erau oarecum, să fie, și... să nu intre doi, spun... Da, părerea mea e că ar fi păcat să te pierdem din zona de actorie și... A, nu intenționez să mă las de teatru. Asta îți spui acum, dar dacă dai lovitura cu regia, hai să vezi că... Da, mă rog, nu știu. E imposibil pe teatru, adică e foarte greu, aproape imposibil pe teatru să fii și regizor și actor, dar cine știe, poate o să încerc. Dragă Călin, îți mulțumesc foarte mult pentru... Și eu îți mulțumesc pentru invitație. Emisiune. Să știi că îți admir foarte mult sensibilitatea pe care ai probat-o în această emisiune. Scuzele, nu prea obișnuiesc să... Pur și simplu m-a lovit. De ce se întâmplă? De ce? Pentru că acel proiect m-a modificat foarte tare mental. Am înțeles. Și sufletește... Cred că partenerul meu de scenă de la Pădurea, Doru Aftanasiu, își aduce aminte că absolut la fiecare prezentație, la final, când cădeau peste noi cortinele, eu plângeam. Da, sper să mai avem ocazie să stăm de vorbă și pe alte teme. Îți mulțumesc, vă mulțumesc și dumneavoastră, ne vedem sâmbăta viitoare.